mai puțin asta ca să vedem dacă Eric e bine. Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum puteți vedea, profit de vremea cea frumoasă de afară, de la Bacău și de curtea pe care o am, mare curte. După Football Challenge, fraților, venim cu apără și câștigă premiul. Ca premiul le prezint acum. Am un papagal, găină, ce e ăsta? Nu știu ce e. Și l-am pe Van Dijk, fraților. V-ați gândit că l-am pe Van Dijk? Virgil Van Dijk, fraților. Îmi dau seama după codița care este aici desenată. Numărul nu-l arată pe Van Dijk pentru că este numărul 16. El cât are? 4? Nu știu. Dar este pus pentru... arată numărul figurinii. Și dacă eu voi da șut, pentru că vă gândiți că eu dau bine șut, cine apără? Ia-mă alături de mine pe frații mei, hai veniți și voi aici, zâmbăreților! Ia-mă alături de mine pe ei, sunteți bine, da? Da. Ia zi, cine... Deci, ca să știți, cel mai bun portar de aici e Eric, dar și Vlad apără bine. Astăzi, cel care va fi în prim plan, cine e? Cine e portarul Vlad? Ia zi, tare, tare, cine e portarul? Eu! Tu m-ai ajuns pe mine? Eric e portarul. La vlog, da? Mă ajută și el pe mine la vloguri, că Eric a mai făcut, Eric deja are 5 ani, el e bine. Și Eric, ai un mesaj pentru oameni? Vrei să le spui ceva? Dați un like și subscribe! Ca pe vlogul meu cu cartorașele de la Lidl, dacă nu l-ați văzut, intrați și vedeți-l și pe el. Deci, Eric, astăzi să-ți explic regulile. Vom avea 5 probe, da. Câte 5 șuturi, nu Vlad? Da. Și ai voie să iei 2 goluri. Dacă ai luat 3, 4 sau chiar toate goluri, adică dacă ai luat 3 goluri, s-a încheiat vlogul, nu mai câștigi premiile și asta a fost, da? Da. Trebuie, pentru că trebuie să apere, nu? Da. Deci, premiul, ăsta ce e, Vlad? Papagal sau găină? Papagal. Eric? Găină. Da, nu știm. Dar papagalul e doar portocaliu? Și papagalul cântă rock? Da. Nu. Nu, deci la ăsta mai avem și 2 chitare care le-am uitat în ghiozdan, dar la final, dacă Eric le câștigă, îi le dau și pe acelea care să aibă setul complet la ele. Le-am uitat acum în ghiozdan. Dar le avem, nu? Da. V-am spus, vreau să pun un cartonaș mai special pe care l-am eu, dar nu, le-am uitat la București, nu? Vai, dăm drumul la treabă! Ia ziceți! Da! Da! Bravo! Deci ei sunt 2, sunt frățiorii mei. Da, fraților, venim cu prima probă. Eric este în poartă, vă vrea să câștige premiile, le-am pus și eu pe masă. Vlăduș, tu de acolo din spate, te-am pus pentru că acum nu am nevoie de el, dar o să am și nevoie de tine, da? O să ne dai mingile, da? Penalti prima probă, nu mai mi-aduc aminte dacă am spus. Lăduți, ok, da? Bravo! Hai, primul șut, da? Mă vedeți pe mine, da? Hai să dau puțin cadru mai în spate ca să mă vedeți. Hai că am multe gânduri. Bune. Hai, te duci pe minge, da? Da. 2 goluri are voie să ia. Dacă a luat 3, gata, de la prima probă, vlogul. Da. Și n-am idei să fac cu ei, dar fac acum. Vlad, ești bine, da? Da. Da gol? Da. Oh, bine, Eri! Am adăi gol. Radu? Da. Poți să apăsi sus? Da, dar depinde unde da. Da. Ușoare pentru tine. Se aude puțin o gălăgie pentru că este treabă în bucătărie. Da. Hai,
să-ți iei gol, poți să faci ce vrei, doar că oricum ești în probadă, a, da? V-am zis odată, ia să cel mai bun portar. Îmi place Ronaldo. Sunt bafot eu. Îmi place zi. Vlad, ia vin obțin, Vlad, ia vin obțin. Vin obțin la mine. Deci Vlad e mare fan Rashford. Vreau să le arăți la oameni cum face Rashford când dă gol. Așa face, nu? Hai, du-te înapoi. Cum îmi place și de Messi și de Haaland. Da, generația mai nouă Haaland. Da. Ia Bellingham. Oricum ești în proba a doua, Eric este salvat de prima probă. Și mergem în proba a doua, lovituri libere. Da, fraților, nu cred că mă vedeți, așa e perfect. Nu te văd. Da? E ok, Vlad, e ok. E ok. Vlăduț m-a ajutat să le aduc, nu, Vlad? Da. Ia zi tare. Raș, for. Raș, for. Balan, bazi. Hai, dă-ne. Tot trei, două goluri, da? Vlad, îmi adu-i mingile, da? Hai, Vlad, dă-mi. Nu, lasă-mi. Ne aduce aici, da, Vlad? A dat noroc! Vlad! Stă-mi aici! Radu! A dat noroc! Vlad, adu minge aici! Adu minge! Adu! Nu, adu, adu! Noroc, noroc! Hai să vedem! Pune, Vlad! Ia, pune o calmă, te rog! E ok, da? Am prins forma. E ca spartă. Nu, asta nu știu. E ok. E ok. E ea mai moale. E ok. E împunțat. Oh, oh, oh. Ai noroc cu zidul. Da. Ai noroc cu zidul. Vlad, Vlad, ia stai pe față, cred că o dau la vecin. Să zic că ăla e Messi și ăla e Haaland. Haaland, da. Hai, Vlad, adu-o. Adu-o cu mâna, te rog. Deci acum cred că... Da, ești și proba a treia, hai zi-ne. Nu! Gat! Eric, ești în proba a treia. Nu! Aici am nevoie de Vlad. Da, fraților, e Vlad acolo, Vlad. Vlad îmi va da mie pase. Eu o să mi-o fac și o să-i dau șut lui Eric. Da? Deci îmi dai mie pase și îi dau șut, da? Asta a fost cea mai rapidă probă. Da, fraților, pentru a patra probă. Mamă, Eric, ești chiar bun la poartă. Da. Da, Eric, în tot cred că jucam fotbal, aproape mereu e putut. Vlad îmi va da mie pase și eu va trebuie să dau direct cu stângul. Eric, tu trebuie să aperi, da? Da. Hai, da. Bine? Întrerupem puțin asta ca să vedem dacă Eric e bine, dar revenim. Da, fraților, e ok, da, Eric? Da. Unde-ai lovit? O, primul gol! Vlad. O iei de aici și o tai de acolo, ca să nu le încurcăm, da? Nu, da, să urmă, te dă o pasă. Hai să dau pasă. Hai! O, Eric, trebuie să o apă pasă. Hai, Eric, lasă-o pe aia, lasă-o în poartă! Vlad, hai, ce-o dai, da? Aici, da? Stai și eu aici, da?
n-a fost în plan. Nu contează, las, ok. Venim cu ultima probă care va fi făcută de Vlad. Venim și cu ultima probă. Eric mai are o probă de îndeplinit și o câștig, și câștigă premiile. Eu voi fi aici. Nu cred, aici, lângă poartă. O să mă vedeți. Eu o să-i dau, o să-i arunc mingea lui Vlad. Și Vlad aici poate să dea cu piciorul, cu capul, cu ce vrea. El doar că trebuie să fie gol. Da, Vlad? Ai înțeles, da? Eric, trebuie să apă. Da. Haide. Lasă. Vrei să o lasă cadă? Și dă. Vlad, dă-i tare. Da, o să înceapă ploaie. N-a venit încă aici, mai avem puțin. Hai, Vlad. României. Eric a câștigat premiul. Câte goluri ți-a luat? Doar unul, nu? Da. Doar unul. Deci, Vlăduț, tu ai făcut o treabă foarte bună. Și tu, Eric. Acesta a fost vlogul nostru. Nu uitați de like, nu uitați de... subscribe. Da, fraților, alături de frățiorii mei. Chiar ați vrut să facem un vlog, nu? Da. Și am făcut astăzi un vlog. Apără și câștigi premiul. Și acum stați puțin aici. Eric închide ochiul. Eric închide ochiul. Vlad, tu vii cu mine. Nu-i deschide. Eric, deschide ochii. Pentru că ai câștigat, venim cu premiile. Sunt ale tale, ți-aduc și chitara. De fapt, cele două chitare. Sau chitaruri, nu știu cum se spune. Eric, Vlad, vine aici. Asta a fost vlogul nostru, nu uitați de like, nu uitați de subscribe. Tu ai fost? Eric. Tu ai fost? Vlad. Și am fost Radu. V-am pupat. La revedere!